24 de ore zilnic și cred că mă apropii de a descoperi cum este treaba cu transformarea voastră. Luis, ne-am cam dat seama și singure. Da, eu m-am prins de când cu cozile. Și la tine a fost la fel, Cleo? Lăsați-l în pace pe Luis, încearcă să ne ajute. Exact, știința! Știința este cheia care deschide porțile misterelor vieții. Vouă nu prea vă pasă, nu-i așa? Nu. Uitați, fetelor, săptămâna viitoare o să am oportunitatea de a... Ei bine... Lasă. Luis, vorbește. Bine, o să sosească cineva, face cercetări despre delfinii din parcul Denman și a dat doctoratul la 21 de ani. Puteți crede asta? Mă furnică. Astăzi este o expertă în evoluția celulară a mamiferelor acvatice. Dacă aș putea să o abordez în cercetarea asta... Și cum vei avea acces la o savantă ca ea, Luis? Am metodele mele. Nici gând. Doar nu o să-i spui unui savant adevărat despre noi. Fetelor, sunt eu. Voi avea grijă. Ce vrei să zici prin savant adevărat? Nu poate afla despre noi. Dacă vrea să ne disece. Dacă le va spune tuturor. Este biolog marin. Are un echipament grozav pe lângă cel de la școala noastră. Dacă voi vreți răspunsuri, am nevoie să apelez la ea și la cercetarea ei. Și cum vei face asta fără să te dai de gol în legătură cu noi? Mă gândeam la magie. Nu, serios acum. Haideți, fetelor, tot ce vă cer este să aveți încredere în mine. Bine. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu noi. Oricum nu s-a apuce să o vadă. Ba da. Cleo? Luis, nu ar trebui să intrăm aici. Oh, hai, vorbim despre lucruri serioase. Cum credeți că arată ea? Păi, petrece mult timp în apă. Probabil ca o prună? Te pot ajuta cu ceva? Sunteți doctor Denman? Eu sunt doctor Denman. Eu sunt Louis McCartney. Louis McCartney. Tu ești cel care mi-a trimis 48 de e-mail-uri despre postul de asistent cercetător. Da, eu sunt. Wow. Trebuie să fii foarte pasionat. Ori asta, ori ești un obsedat. Obsedat? Ea este Cleo. Acesta este CV-ul meu, dacă ați vrea să... Mulțumesc. Mă bucur să te cunosc, Cleo. Louis. Și vreau să spun că găsesc atitudinea ta admirabilă. Știința este cheia care deschide porțile misterilor vieții. Te super dacă aruncăm o privire la ceea ce faceți? Îmi pare rău. Acum aflu într-o etapă crucială într-un proiect de-al meu. Dar mă voi uita pe CV-ul tău, da? Bine. La revedere. La revedere. Dr. Denman. Mai bine zis, Dr. Baywatch Babe. Și ce, mă rog, știe ea? Păi, am căutat-o pe Google. A scris niște articole importante ca parte din doctoratul său. Mutații la mamifere acvatice. Îi se poate da credit. A avut noroc. Cred că nici măcar nu e o blondă reală. Ce? Ce? Sunt îngrijorată pentru Luis. Pentru ce simte el acum? Trebuia să-l vedeți înainte. Adică, dacă se lasă influențat de ea și o să-i spune despre noi. Și ce anume o să-i spui, Luis? Aveți puțină încredere, vă rog. Tot ce vreau este accesul la laboratorul ei. Asta e tot. Ești sensibil la un chip frumos. Chip frumos? Crezi că eu am observat dacă e frumoasă sau nu? Sunt un savant. În afară de asta, nu era așa de special oricum. Ah, ea. Deja și-a notat numărul ei în agenda din telefon. Dr. Denman, ce mai faceți azi? Râs nervos, nu e de bine. Oh, da. Își răsucește părul? Absolut, haios. Ești foarte haioasă. Ai un super simț al umorului. Avem probleme. Da. Nu sunt gata să experimentez oricând doriți, zi sau noapte. Adevărat? Număr minutele.
Da, sunt convinsă că putem avea încredere în tine. Ce? Louis, uite de ea un minut. E în joc secretul nostru. Nu-i destămi nimic ei, ai înțeles? Avem multe probleme la mijloc. Dr. Denman! Louis! Hei! Louis, ea este Marge. Marge mă ajută și ea cu cercetarea. Nu e frumoasă? O, da. Bine. Poți să iei asta pentru mine? Da. Poți să mă ajuți aici? Da, pot. Mulțumesc. Bine, acum să-ți arăt unde vei lucra. Așadar, munca mea în insulele Galapagos a luat o mică întursătură și de aceea am ajuns să studiez celulele mamiferelor acvatice. Cine ar fi știut că va genera așa un interes în comunitatea științifică? Incredibil. Poftim? Acest echipament, am citit despre el, dar e wow! Asta primești când lumea aruncă bani pentru proiectul tău de cercetare. E fantastic. Deci, pe ce piesă sunt eu? Microscopul electronic. Nu. Vaporizatorul de ironie. Fotometru cu absorție atomică. Ce zici dacă ai începe cu spălatul? Ai șters pardoselile? Și asta cum ne va ajuta exact? Fetelor, știu ce fac. Am acces la laboratorul ei. Tot ce am nevoie e o mostră de ADN proaspăt, să zicem, o bucată de unghie. Bine, bine. Tocmai am ratat o suprafață de parchet. M-am gândit să mă întorc și să o rezolv. Foarte bine. În regulă, eu tocmai eram în mijlocul unor treburi. Da. Păi, nu vă opriți. Rezolv eu bucata de parchet. Bine. Te las. Bine. Te distrezi? Eu doar... Hei, calmează-te. Știam că nu poți rezista. Parchet, te rog. Deci, la ce te uiți? La nimic. E ceva ce am găsit pe plajă, e nisip, cred, nimic special. Nu există ceva care nu e special. Orice lucru își are propria poveste. Atâta e ceasul... trebuie să ajung la școală. Ce avem aici? O, Doamne! Dr. Denman, cred că mi-am uitat... Lama? Știu că nu e nisip, Louis.
De fapt, nici nu știu ce e. Este un proiect personal. Bine, e în regulă. Deci, ascultă, mâine fac altă scufundare și am nevoie de asistență. Vrei să faci ceva treabă pe bune? Oh, da, sună super. Ne vedem atunci. În regulă, da. Louis, a văzut mostra? Am mai putut. Tu nu înțelegi problema. A fost un accident. Și totuși, ea e o savantă. Asta fac savanții. Își vând prietenii? Nu, compară notițe. Asta e chestia cu noi. Noi? Noi, savanții. Nevoia noastră de a cunoaște ne motivează. Ea e super. Dacă nevoia ei de cunoaștere se termină cu disecarea noastră. Ea nu e așa. Uite, trebuie să plec. O să vorbesc cu voi mâine. Louis, nu e așa de ciudat în general, să știți. Cei care vor să voteze pentru a nu mai avea încredere în Louis, ridicați mâinile. De acord, să vin cu ochii pe el. Știința nu e pentru a satisface doar ție curiozitatea, Louis. Trebuie să aibă un scop. O viață mai bună pentru toți. Oh, da, sunt de acord. Doar știința poate schimba lumea. Louis, te rog, dacă tot o să lucrăm împreună, spune-mi Linda. Linda? De ce? E numele meu. Deci, avem nevoie de toate astea. Da. O să ne folosim de toate astea azi. Celălalt lucru super despre știință, Louis, e că lucrezi în necunoscut. Deci, unde ne îndreptăm? Mă gândeam la insula Mako. Insula Mako? Nu e o idee bună, nu e nimic de văzut. Și e plin de rechin, grămezi de... Haide, Louis, nu-mi spune că ți-e frică de rechini. Mie? Nu, deloc. Insula Mako e în regulă. Bun. E nebun, e complet nebun. Cum te mă duce acolo? Trebuie să ajungem acolo înaintea lor. Credeți că nu am observat că mă spionați? Adică, unde e încrederea? Încrederea? Cred că a dispărut când ai dat din greșeală ADN-ul nostru unui biolog marin celebru în lume. Nu, cred că asta s-a întâmplat atunci când a luat-o pe Dr. Baywatch la o plimbare în insula Mako. Ai mers prea departe, Louis. Nu aveți încredere în mine. După tot ce am făcut împreună, am lucrat din greu să încerc să rezolv întrebările de bază despre problema voastră. Și uite la ce se ajunge. Sunt viețile noastre, Louis. Noi suntem atente. Poate și tu ar trebui să fii. Vreți să știți ce cred eu? Cred că voi sunteți o gașcă de puștoaice. Cel puțin Dr. Denman e femeie și e mai matură. Louis? Hello! Te-ai întors. Tu chiar trebuie să-ți faci o viață. Dar tu ești mereu aici? Asta e viața mea. Da, într-o zi sper să fie și a mea. Poate mai devreme decât crezi. Poftim? Louis,
Tocmai mi s-a acordat un caz de cercetare de la o companie pe 6 luni, o inspecție științifică pe o suprafață la alegerea mea. Adevărat? Wow, felicitări, chiar o merg. Te vreau în echipa mea. Tu și cu mine, Luis. Va însemna un lucru complet, mult de călătorit, poate chiar și în afara țării. Deja am contactat pe profesorii tăi. Există fonduri guvernamentale ce pot să-ți subvenționeze călătoria și poți să-ți capeți și credite pentru munca ta. Nu știu, va trebui să... Să-i întrebi pe părinți, bineînțeles. Dar trebuie să te hotărăști până mâine. Eu voi pleca la laboratorul meu din insulele Galapagos. Acolo ne vom pune baza. Wow, asta e. E minunat, nu? Păi, e o ocazie unică în viața asta, e clar. Și ce vei face? Nu știu, sunt fericit că ea crede că sunt deștept ca să fac asta. O, te rog. Ce? Tu chiar crezi că te vrea pentru creierul nu tău? Nu se întâmplă nimic de genul ăsta între mine și Dr. Denman. Nu la asta mă refeream. Adică, de unde știi că nu umblă după o altă mostră? Nu. A uitat toată chestia. Ce credeți că ar trebui să fac? Păi, cum ai spus, e o ocazie unică în viață pe care ai vrut-o mereu. Așa ne-ai povestit. Și nu te ține nimic aici legat de noi, nu? Așa-i? Păi... Ai dreptate. Plec de aici. Mulțumesc, Cleo. Doar adăugați apă. Fenomenul mutației celulare spontane. Nu. Cleo, ce cauți aici? Păi, căutam un prieten. Regret, nu poți să intri. Din ordinele lui Denman, azi vor muta mai mult echipament costisitor de aici. Bine. Și Cleo? Da? Să nu vă mai prind pe aici. Arată ca un articol pentru ceva, ca un ziar științific. E aceeași chestie despre care tot vorbești tu, Luis. Asta dovedește că ea încă are mostra de ADN. Era într-o cutiuță mică albă. Așadar, Luis? Ea n-ar face una ca asta. Se pare că a studiat chestia, a făcut probe. Ea nu e așa. E timpul să vezi realitatea, Romeo. Realitatea? Nu aveți nicio dovadă, Cleo. Ai citit, dar n-ai înțeles nimic. Am înțeles destul ca să știi că e aceeași chestie despre care vorbești tu. Deci? Poate i-am influențat eu gândirea. Am o personalitate foarte puternică. Ha! De ce credeți că mă vrea în călătoria asta? V-a trecut prin minte că ar exista un motiv? Și anume, crede că am ceva de spus? Și ștersul pardoselilor. Am nebunit total. Trebuie să găsim o cale de a intra în laboratorul ei. Te corectez. Voi, fetelor, va trebui. Eu o să-mi pierd slujba dacă mă va prinde iar acolo. Plecați! Dr. Denman. Luis. Poți să fii directă cu mine în legătură cu ceva? Orice. Ai păstrat mostra aceea de la mine? Da. Nu e că ar fi ceva, dar... Ai spus da? Da, am păstrat-o. E chiar aici, cu toate lamele Mako. Și sper că într-o zi, Luis, nu o să mai ții secret locul unde ai găsit-o. Luis, ai ceva extraordinar aici. Celule care își schimbă complex structura moleculară în contact cu apa. Asta sună imposibil. Păi este imposibil. Dar uite, pot să o explic.
Trebuie să facem mai multe teste. L-ai furat de la mine. Luis, îmi pare rău că te-am dezamăgit, dar nu am avut intenția să te fur. De ce crezi că te vreau cu mine în călătoria asta? Din cauza farmecului meu? Luis, crezi că poți face rost de mai multe mostre ca asta? Dar cu încrederea cum e? Ai încredere în mine? Ești un bun om de știință. Cum am spus, cred în talentul tău. Apreciez asta. Mai vii mâine? Pot să mă uit la cercetarea ta puțin? Bineînțeles. Nu aș rata-o pentru nimic în lume. Azi noapte. Nici eu. Realizez că ea o să scoată de la el adevărul, nu? Ce? De unde este ADN-ul? Trebuie să ducem lama asta înapoi. Luis nu ne-ar vinde cu totul, nu-i așa? Nu mai avea atâta încredere în natura umană. El deja ne-a vândut. Tu ești singura care nu gândește așa. De ce? Eu nu pot să cred. Luis este... prietenul nostru. Unde duci? Mă duc să vorbesc cu Luis, chiar dacă e pentru ultima oară. Ei bine. Este barca ei. Haideți. Dacă cineva poate să prindă chestia aia, noi suntem. Stai, cred că asta ar putea înfrânge motivul tuturor secretelor. Ai dreptate, îmi pare rău. Dar îl vom lăsa să plece așa? Așa cum? Păi pleci așa fără să... Luis, păi ai plecat așa fără să spui? Fină observație, Clea, foarte bine. Ai adus lama înapoi? Nu te-a vrăjit? Credeți că am cumpărat-o cu omul de știință? Dar cum e cu înregistrările ei? Tot ce am văzut? Când o să deschidă fișierul, o să vadă că totul a fost șters. Ups! Nu cred că buna doctoriță și cu mine mai suntem o echipă. Ce bine că te-ai întors, Luis! Mulțumesc!